Bani de la stat pentru absolvenții de liceu, premiații la Olimpiadele Naționale și Internaționale, inclusiv pentru cei cu mențiuni. Programul de granturi de care pot beneficia absolvenții de liceu cu rezultate deosebite, laureații la Olimpiadele Naționale și Internaționale, a fost modificat și completat miercuri prin hotărâre de guvern, astfel încât acest program să fie mai atractiv și mai ușor de accesat. Actul normativ prevede majorarea plafonului maxim al grantului și acordarea unui grant și pentru laureații la Olimpiadele Naționale și Internaționale care obțin mențiuni. Programul se adresează tinerilor absolvenți de liceu cu rezultate profesionale deosebite, oferind acestora posibilitatea continuării activității proprii de cercetare pe perioada studiilor universitare în instituții de învățământ superior acreditate din România, precum și după finalizarea studiilor. Prin modificarea propusă și adoptată astăzi în ședința de guvern, au fost avute în vedere majorarea plafonului maxim al grantului și acordarea unui grant și pentru laureații la Olimpiadele Naționale și Internaționale care obțin mențiune. Cu alte cuvinte, până acum nu erau incluși și cei care obțineau mențiune, de acum încolo sunt incluși și aceștia. Prin granturi individuale de până la 4.000 de euro pe an, acordate pe toată perioada studiilor universitare, inclusiv a studiilor de masterat și doctorat, tinerii performanți au posibilitatea să-și continua activitățile de cercetare și inovare în instituții de învățământ superior acreditate din România, inclusiv după finalizarea studiilor. Granturile care se acordă prin acest program vor avea următoarele valori între 2500 și 4000 de euro pe an pentru fiecare absolvent, pentru elevii premiați cu medalie de aur sau premiul 1, medalie de argint sau premiul 2, medalie de bronz sau premiul 3 sau mențiune la Olimpiade Internaționale, între 1500 și 3000 de euro pe an pentru fiecare absolvent, pentru elevii premiați cu medalie de aur premiul 1, medalie de argint premiul 2, medalie de bronz sau premiul 3 sau mențiune la Olimpiadele Naționale. Actul normativ adoptat modifică și completează hotărârea Guvernului numărul 403 din 2017 privind aprobarea programului de granturi pentru cercetare, dezvoltare și inovare, grantul pentru tineri cercetători, Regele Carol I.